Vă prezint o rulotă Knaus Sport, una dintre mărcile europene care promit. Este o rulotă din 2017, super ușoară, are 1000 de kilograme egal 1300 mma. O rulotă de 5 ani vechime, două zone de dormit, marchiză, super întreținută. Adică nu cred că are 15 ieșiri, 2-3 maxim pe an. Și haideți să intrăm la detalii. Fiind din 2017, toate sunt ca și noi pe ea. În cuplu antibalans, cablu de frână de siguranță, priză de 13 pini, frâna de mână, modelul care se trage cu două degete, sau un deget chiar tot, s-a dus singură cu arc, nu ai grijă să o lași înapoi jos, roată Alco mare, ușor de manevrat, șasiul are 1,30 m lungime, rulota are 5 metri lungime. Aici în față se poate monta suport de biciclete rabatabil sau există și un capac special. Și uităm pe jos. Super întreținută totul ca nou. Amortizoare, podeaua, o rulotă care a stat la interior, adică genul ăla de proprietar care a avut super grijă de ea. Geamurile toate sunt intacte, fără fisuri, fără zgârieturi. Are plastic doar de la înălțimea aceasta în jos, restul este tablă, ceea ce e un lucru bun, iar sus are fibră de sticlă. Nu are tablă, o să vă zic imediat și de ce au pus. Knausul are simbolul două rândunele. Capacul din față se deschide așa, uite, amortizorul merge super, încă ridică ușa singur. Sunetul ăla de nou. Uite, 2017 aici în montaj. Aici în față avem jos aluminiu striat. Asta înseamnă că se pot pune și obiecte un pic mai grele sau oricum nu ai teama că se rup ca la celelalte din plastic sau din lemn. Butelie n-a avut, i-am pus o butelie românească. Este cu regulatorul de 30 de milibar pe butelie, asta înseamnă că pleacă presiune joasă pe furtun, e varianta cea mai bună. Aici avem și eticheta ei cu omologare europeană. Merge, are omologare de 100 la oră față de celelalte rulote cu 90. Pene de roată. Apoi colțar de ranforsare, foarte importantă piesa asta să existe la rulotă. Aici se preia forfecarea peretelui lateral, e preluată de acest perete care stă pe șasiu. Deci aici avem șasiu, colțul e în aer și atunci e important acest colțar să fie. Uite cât de noi sunt șuruburile și tabla de la mânere, adică construcție robustă, lemnul e curat, e ce trebuie. Ia uite, aluminiu nici măcar nu e oxidat aici. Au și îmbunătățit la partea de îmbinare. Knausul avea în trecut probleme aici la un plastic pe care l-aveau, acolo au înlocuit și au rezolvat problema de slăbiciunea pe care aveau knausurile aici. Se încuie atunci când încui butucul, poți să dai și să rămână blocat și mânerul când îl închizi. Poziții jos. Hai să o luăm pe partea dreaptă, fiind rulotă europeană. Avem aici trei lumini laterale, nu știu dacă sunt poziții sau semnalizări, n-am avut timp să mă uit. Să luăm și cheia, să descuiem ușa de vizitare. Ușa de vizitare lată, poți să bagi obiecte destul de late pe aici. E o rulotă impecabilă, normal, și timp puțin, ca vechime. Aici avem sursa,
redresată, stabilizată a rulotei. Ea nu are baterie, deci la momentul ăsta funcționează doar pe cablu la 230, dar se poate atașa baterie. Vedeți acolo, are intrare de baterie, în mod sigur, unde se pot băga firele plusul cu minusul de la baterie. Avem furtunele de trumavent, destul de multe. Acolo e una din ieșiri, mai merge și în sus, prin spate, peste tot. Acolo e boilerul pe electric, 5 litri, spălați vase, deci nu e de făcut duș, că e prea puțin. Și are 3 seturi de evacuări, una aici, una acolo, apei pe timp de iarnă, și mai una în partea din față a rulotei, sub banchete. Acolo e tancul de apă, eu îl estimez la peste 50 de litri, 50-60 după estimarea mea, destul de mare. Și aici avem niște perne și un suport de la patul din living. Cam atât la gura de vizitare. Geamul de la dormitor, geamul de la bucătărie, curate, fără zgârieturi. Grile de la frigiderul Dometic. Jante metalice simple, anvelopele în stare super bună. Sus avem marchiză de 2,60 m, fiama, un plic, cu picioare, alimentarea de 2,30 m, lampă de gabarit și ușa, ușa arată închisă, mâner robust, de cum sună chelerul de rulotă nouă. Super robustă ușa, uite, mici de ea, nici un pic de flambare. Aici are sistemul de separare a ușilor. Ăsta e blocatorul când vrei să blochezi ușa de jos. Și aici i-au pus și sistem de antifur, deci atunci când încui, ies tigele acestea ca să nu rămână doar în limba de plastic, să fie mai greu de spart, că în afară se mai și sparg rulotele. Asta înseamnă că la noi nu. Mai puțin, poate. Când prea ce să fure, zic ei la noi. Coșul de gunoi, suport de diverse și sus agățătoare. Avem și lampa de cort cu becul LED, să și aprindem. Aprinsă, toată lumea pe LED-uri. Apoi partea din spate avem plastic, doar bara de jos care e din bucăți, adică dacă agăți colțul, schimb numai colțul, mijloc și colț iarăși. Restul este tablă, iar sus avem fibră de sticlă. Cam așa arată stopul. Nu este matriculată pe Olanda, dar deja am făcut cartea. Au mai rămas decât la poliție numerele definitive, în jur de 100 de lei costul. Cam așa arată pe duc de sub, super, super curată. Și acum punctul ei slab, minusul acestei rulote, este grindina care a fost și ieri în țara noastră, dacă o prindea la Buzău, mai varză, făcea decât e acum. Deci avem undeva la vreo 30 de adâncituri, uite, de genul ăsta. Nu e nimic perforat, se văd doar dintr-un anumit unghiu, am căutat unghiu. Soluția pe care o văd, unele din ele, am văzut că există variante să fie trase înapoi, dar cele mai adânci, unde tabla s-a deformat mai tare, cred că nu știu sigur să vă zic, dar în mod sigur se pot face rândunele de genul acesta mult mai micuțe și pus capul și ochiul de la rândunea în adânciturile de grindină și partea asta să fie plină de rândunele și atunci s-a rezolvat și problema estetică, care nu e așa de deranjantă din toate unghiurile. Oricum, la cum arată rulota de întreținută și la anii ei și la banii care va fi la vânzare, rulota e, zic eu, că e un calcul ok, că altfel nu o luam. Așa arată toaleta Dometic. Uitați-vă jos la lipsa de zgârieturi de la caseta. Aici vezi cât a fost utilizată, e aproape nefolosită.
Este cu pompă electrică, cred că aceea este pompița de acolo din spate și își trage apa direct din tancul rulotei, deci nu are tank separat, cam așa arată și caseta. Nu știu câți litri are, dar undeva se găsește eticheta. Este și troller, nu? Are și roți. Da, are și roți, poți să o duci și pe rol, se scoate mânerul de aici. Și o iei și troller și pleci cu ea. Închisuș, așa cum trebuie să o încui ca să stea și blocat mânerul. Aici avem alimentarea tancului de apă internă a rulotei. Și cam atât, mai avem două sau trei adâncituri mici, dar nu știu cum să vi le găsesc, uite-le undeva pe aici. Acolo e una mică, sunt aproape insesizabile aici în față. Restul sus este fibra, deci fibra au pus pentru că, dacă vă uitați pe anunțurile de Germania, Olanda, jumătate din rulote spun, sau majoritatea rulotelor spun dacă au sau nu au grindină, pentru că e atât de des fenomenul întâlnit, încât sus au decis să pună deja fibră și fibra aceea nu mai este afectată, deci sus nu sunt înduituri, m-am urcat, m-am uitat. La interior avem jos linoleum, model modern, Wenge, imitație de parchet. Avem plasă armonică de țânțari. Și apoi, să o luăm în ordine, aici avem un dulap de haine și fonierul cu bara sus. Avem și LED cu becul baterii obișnuite, 3D mici. Aici avem tablou de siguranță la 230, generalul. Un spațiu de depozitare aici și jos de tot, alea sunt piesele de la copertina Fiamma, al spațiu de depozitare. Colțurile vi le arăt, dar nu e, n-ai ce să vezi la rulota asta, totul e alb, e curat. Dar acum, până la proba contralie, controlăm tot. Inclusiv aici, la intrare la ușa. Apoi avem zona de living, cam așa arată. Uite, n-am făcut o măsurătoare la pat, să vedem cam cât are, dar poate o să scriu unde e scriere. Patul se face până în zona asta. Aici avem niște blocatoare care se ridică și sunt piesele pe care le-ați văzut sub patul. Matrimonial. Se instalează aici, măsuța se dă jos acolo pe șină. Se flexează piciorul de aici de la buton și coboară măsuța și apoi se face toată zona aceasta patru folosind aceste spătare. Ce interesant că la partea de jos a făcut o articulată, deci nu mai se ridică cu totul, se ridică de la articulație, adică o bucată rămâne pe loc din perna de jos. Cam așa arată pe dedesubt. Aici avem o ventilație. Am văzut-o și de afară. Colțul. Super ok. Furtun de trumavent, priză de 2.30 acolo, două guri de trumavent acolo jos și apoi sub cealaltă canapea, altă priză de 2.30, furtun de trumavent, evacuarea de la baie, la apărătoare iarăși curat, frumos organizat. Ce e o chestie super faină, designul la interior, deci avem și draperii și perdeluțe, se trag toate când se face dormitor aici, nu vezi placaj. Vezi aceste draperii super faine, doamnele vor îndrăgi designul. Canapele de mordela, rulota nu este entry level, are piele, semipiele cu tapiserie deschisă la culoare, de obicei vine maro înflorată la Knaus. Picioarele de asemenea sunt picioare mari, nu sunt picioare obișnuite, iar semipiele și la placajul ăsta de protecție, să nu stai cu spatele în peretele rulotei. Acolo avem spațiu să iasă aerul cald de la furtunile de trumavent. Hai să ne uităm și la colțuri. Curat ce trebuie, toate spoturile sau luminile sunt pe LED. Și să deschidem dulapurile. Alb curat. Aici avem cărțile rulote. Chiar sunt toate, inclusiv cartea ei de Knaus.
spații de depozitare, spații de depozitare, o doză 12V. Interesant că de acolo s-ar putea trage. Ce n-am văzut în rulot, asta este încărcător de brichetă. Asta ar mai trebui ca să poți să pui telefonul la încărcat. Avem trapă Heiki 2 cu plasă de trincare și parasolar secționate, deci de la cum vrei. Hai să trecem la zona de bucătărie. Aici avem întrerupătorul pentru afară, l-am stins, și la interior lampa de la living. Mai lăsăm aprinsă. Două prize de 230. Toate dulapurile din zona bucătăriei sunt cu acest blocator. L-am închis și nu pot să deschid decât dacă apăs cu degetul de jos blocatorul. Cam așa arată. Sobă pe gaz cu aprindere electronică. Ai răsucit spre 1, a plecat deja igniterul, e ții apăsat și pleacă flacăra. N-am dat drumul acolo la butelie. Și aici avem trumaventul manual și treptele. Treapta 5. Aici e ventilatorul la masă. Uite, treapta asta nici nu știu ce înseamnă, și în partea cealaltă automat. Își face el singur traseul. Deci ia aerul cald de la sobă și îl bagă pe gurile de ventilație, cum este și aceea de la pat, una în baie, două în living și ce mai are pe sub canapele. Dacă tot suntem aici, să ne uităm și la celelalte dulapuri. Aici avem robineții pentru aragaz, sobă și frigider, tăvița de veselă. După aceea următorul, un alt sertar mare și jos de tot, uite aici erisera de care vă spuneam, a treia, de apă. Cam așa arată spațiul ăsta de depozitare, foarte bun pentru obiecte mai grele la bucătărie. Alte două spații și ușa de sus are blocator, tot ce e la bucătărie, să nu cadă ceva pe blat imers. Asta este de la frigider, freezerul. Aici avem diferită plasa de țânțar față de celelalte zone, adică avem plasă și parasolar armonică ca la geamurile încastrate. Cum le facem? În sus. Toate geamurile se deschid cu puși pe mâner, deci trebuie să apeși și apoi să acționezi levierul de deschidere. Bineînțeles, toate geamurile au plasă de țânțar și parasolar care merg așa, uite, cu un degețel normal, dacă e rulotă nouă, și geamurile sunt cu blocator automat. Deci nu sunt cu rotiță, deschis trei trepte și se blochează automat. Întorcându-ne la bucătărie, chiuvetă mică, frumoasă din inox, uite, nu are zgârieturi, ia uite și capacul cum arată, se vede că n-a fost folosit blatul, la fel, niciun defect, nicio urmă. Asta se mișcă foarte fain, deci rămâne pe loc axul bateriei, se mișcă doar gâtul. Și aici avem apă caldă. I-am dat drumul la boilerul pe electric mai devreme. Așteptăm să vedem dacă a făcut ceva până acum. Da, deja vine fierbinte, mai trebuie să fie mâna pe ea. Și aici apă rece. Apă caldă, apă rece. Dometic. Aragazul, ce îmi place la el e faptul că are grilajele alea de fontă ca acasă. Super tare. Și aici, ăsta mic. Trei robineți, nu are igniter electronic, dar arată super fain. Uite cum sunt minoxul de la... Nu știu dacă au făcut o cafea sau ceva la rulot asta. E una de aia de ne place nouă, cu băbuța care n-a ieșit cu ea. Aici frigiderul e pornit acum pe 230, are baterie și gaz, deci e trigaz, dometic. Are igniter electronic, doar când apeși pleacă scânteietorul, și aici are indicatorul de nivel când s-a încălzit termocupla, trece lamela în verde și rămâne acolo. Și termostatul de gaz. Aici avem blocatorul de ușă, deschis, avem și bec,
frigider albăstriu, așa. Toate sertarele super, super curate, nu miroase nimic, nu știu cât l-au folosit, dar n-ai ce să curezi la el, e super tare, este de 108 litri în total și are congelatorul detașabil, sunt aici jos niște blocatoare, le vedeți? Și scoți ușa cu tot cu partea de jos și atunci poți să-l folosești frigider pe toată, să nu mai ai congelator separat, să ai doar un frigider mai mare și automat temperatura să fie mai joasă în tot frigiderul. Deja răcește. Cam atât legat și de frigider. Toate sunt funcționale, accesoriile. Hai să vedem și baia. E o chestie interesantă la baie. Limba, când închizi ușa, se trage automat cu un magnet. Uite, a rămas blocată. Foarte mișto. Clic. Și a rămas blocată. Un nerv mare, solid, robust. Cădița este super curată, fără zgârieturi, fără crăpături. E ce trebuie, robustă, tare. Toaleta este model nou, Dometic, cu ceramică, inserție de ceramică în construcție. Este anti-scratch, împotriva zgârieturilor, să rămână tot timpul curată, să frumoasă. Avem aici indicator de casetă plină, casetă 3 sferturi, casetă lipsă și aici, în cazul în care ar fi existat separat alimentare de apă, de aia își trage apă din tank, deci aici nu e valabil LED-ul ăsta. Iar pe mijloc este butonul de apă, care dă apă din toate părțile, așa stropitoare, foarte fain. Și apoi de aici eliberăm apa la interior. Foarte fain, rotativă, capacul. Aici avem un spațiu mic de depozitare cu două ușițe și aici mai avem două. Chiuvetă super faină, apă caldă în perete. Repet, la apă caldă nu e destinat pentru duș. Ea are cădiță de duș, dar ca să faci duș trebuie să schimbi boilerul cumva. Sau vara se poate, dacă trage apă caldă din tank, încălzită de soare de afară, încărcat tankul, se poate. Dar trebuie montată sus perdea de duș, dacă vrei să faci duș. Și mai avem și oglinda, acolo în spate, trapă mică de 28 și două spoturi cu întrerupător jos și priză de 230 pentru fion sau alte accesorii de baie. În partea din spate avem un cățel. Asta cățelul meu care a luat rulota în stăpânire, a zis că mie cam îmi place aici. Și cuier la intrare, avem separator cu capsa. Trage ușa toată și se separă tot dormitorul. Patul are 2 metri cu, n-am măsurat, 1,20, 1,40, 60, da. Pe aici, peste 1,20 lățime, adică 1,40. Da, 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 nu 40 lejer, nu zic puțin, 20, nu. Are separatorile din semipiele pe toate părțile, ca să nu ai treabă cu peretele iarna. La fel, perdeluțe, draperii la toate geamurile. Mai avem priză de 230 aici, pe asta o căutam, în cazul în care se montează un televizor. Și două spoturi pe LED care pot fi mutate pe șină în ce poziție și orientate în ce poziție doriți, pentru citit sau altceva. Hai să vedem dulapurile de sus, spații de depozitare. Cam așa arată, curat, frumos totul. Uite, are niște butoane aici de... Iuzi, ce frumos să închid ușile, niște amortizoare, buton de amortizare. Exact. Acolo s-a auzit un zgomot, o doză de 2,30 și cam atât legat de dulapuri plus fantele acestea de depozitare.
Hai să vedem și sub canapea, saltea cu memorie super, super faină, super bine îngrijită, adică arată impecabil. Somieră cu amortizor, care chiar ține și ține totul sus. Hai să ne uităm în spatele tancului. E curat, e ce trebuie, nu mai scot lanterna. Cine vine să ia să verifice, să bage bine acolo. Astea sunt piesele care se folosesc la patul din fața la living. Vedeți, și restul v-am cam arătat de afară. Cam așa arată o privire de ansamblu. Deci cam atât despre această rulotă compactă, super ușoară. Este o rulotă ca nouă, deci are 5 ani, dar nu ai ce să-i reproșezi, în afară de grindină și urmele de la grindină. Este super tare, super bine echilibrat. Este rulota cu care am condus ceva zeci de rulote, spre 100 la viața mea. Cu asta am dat cea mai... am vrut să văd până la ce viteză am mers, până la 130 cu ea pe indicator. Asta înseamnă 125, ca să văd dacă intră în balans la o depășire. Nu are nicio treabă, este super echilibrată. Vă spuneam că viteza ei constructivă este de 110. Deci super, super tare.